Cangurul Index, secțiunea franceză-spaniolă, este o inițiativă a Fundației pentru Integrare Europeană Sigma din anul 2005. În prezent, concursul se află la cea de-a șasea ediție. Acesta oferă elevilor din clasele 3-12 posibilitatea de a-și testa cunoștințele de limbă, cultură și civilizație. Concursul se desfășoară în două faze, școlară și națională. La grupul școlar Lucian Blaga din Reghin s-au înscris anul acesta 30 de elevi. De la diferite specializări și-au început deja pregătirile pentru acea zi. Este un concurs de cultură generală la limba franceză și limba spaniolă și elevii pot participa la cele două limbi. Deci au posibilitatea să dea răspunsurile la cele 40 de întrebări, 30-40 de întrebări, la una din cele două limbi. Numărul de elevi participanți este în jur de 30 de elevi din toate clasele, matematică, fizică, engleză intensiv, franceză intensiv, chimie, biologie. La acest concurs am avut rezultate foarte bune. Acum un an, acum doi ani am avut participanți și la faza națională. Elevii participă cu mult entuziasm în acest concurs. Mulți dintre cei care au fost și anul trecut s-au înscris din nou, fie pentru că doresc să câștige premii din cele mai mari sau doar să-și evalueze cunoștințele. M-am înscris și anul acesta la concursul Cangurul Lingvist, care se desfășoară și la noi în școală. Particip la secțiunea de franceză, pentru că sunt la profil intensiv franceză. Am mai participat și anii trecuți. Nu pot să spun că e chiar foarte ușor, pentru că sunt multe întrebări de cultură generală, dar se merită, pentru că în felul acesta putem să ne măsurăm cunoștințele și eventual să mai evoluăm. M-am înscris la Cangurul Lingvist, la secțiunea franceză-spaniolă, deși sunt la Mate Info, clasa 11, am fost și anul trecut. Și mi-a dat curaj pentru că am obținut un punctaj destul de mare anul trecut și încercăm și anul ăsta. Cursul Cangurul Lingvist la secția de limba franceză pentru că sunt într-o clasă de franceză intensiv și m-am înscris pentru că este un concurs de cultură generală, ceva important pentru noi să ne dezvoltăm cultura despre limba franceză pentru că România este un stat francofon și foarte important ca orice elev să afle câteva lucruri importante despre Franța. Mi s-a părut un concurs foarte simplu, am luat chiar locul întâi din clasele a noua. Mai mulți elevi care au încercat și au luat și rezultate bune și foarte bune. Am fost premiat la sfârșitul anului școlar cu premii și diplome. Premiile sunt numeroase și variate. Concurenții vor primi broșuri cu subiectele de concurs, jocuri și diplome de participare, iar câștigătorii excursii și multe alte surprize. Sunt 45 de premii, constând în excursii peste hotare, 120 de locuri în tabăra Cangurul, cărți cu mile și diplome de asemenea. Fiecare elev, de fapt, are la sfârșitul concursului o diplomă. Concursul va testa cunoștințele de limbi străine ale școlarilor și va pune în valoare intuiția, creativitatea și perspicacitatea fiecăruia. Pentru prima fază, cea școlară, elevii înscriși vor susține concursuri la instituția de învățământ de care aceștia aparțin.